Max, felicitări al 15-lea succes, dar primul din 2022, bănuiesc că, lăsând clișeul deoparte, de data asta primul meci chiar a contat. Da, mă bucură victoria, mă bucură jocul în primul rând și nu în ultimul rând, faptul că nu am mai avut accidentați, pentru că din punctul ăsta de vedere am suferit, s-au accidentat 5 jucători, nu foarte grav, dar ne-au lipsit meciul acesta. Pe final am văzut totuși că a avut ceva probleme Iacob. Iacob, da, a simțit ceva și am decis să-l schimb. S-a întins după o minge și datorită sau din cauza frigului jucătorii mai resimt unele, dar am vorbit cu el la vestiar și nu era nicio problemă. Cum ai caracteriza evoluția de astăzi pe un teren așa și așa? Terenurile astea sunt, noi asta discutăm cu jucătorii, sunt adversarii de Liga 3-a, dacă ne propune mai mult trebuie să trecem și peste impedimentul terenului. E același, e clișeul fotbalului și ei joacă pe același teren. Într-adevăr, ne pune unele obstacole, dar băieții s-au descurcat bine în momentul în care tu ești pregătit și știi ce ai de făcut, chiar dacă îți mai sare la o minge, două, dar te descurci în ansamblu. Tu știi cel mai bine? Arată echipa mai bine? Echipa, eu zic, arată din ce în ce mai bine și cum ne-am structurat noi perioada de pregătire, suntem încă în perioada de acumulări și echipa a răspuns bine, din punctul meu de vedere. Ai avut o bancă mai scurtă astăzi, am specificat înainte de meci care au fost problemele. Câți dintre absenți vor reveni pentru următorul joc? Jairo va fi 100% pentru meciul următor. Roșu, la fel, care are o problemă, ambii au probleme la glezne, lovituri, nu nimic special, dar am considerat și am luat hotărârea asta să nu-i folosim pentru... Neac și are ceva muscular, la fel, nimic grav. Remeneul lui Bedea i-a venit soluționarea astăzi, din câte știu, o să vorbesc după pe autocar cu el. Și mai e Trășcan, care e răcit. Cam ăștia sunt jucătorii care ne-au absentat. Pe final de joc, cum obișnuiești, ai oferit minute și unui tânăr jucător, e vorba de Mitran, care a fost și aproape să înscrie. Eu cred în toți jucătorii tineri și nu numai, în toți jucătorii, dar sunt jucători de calitate, e un jucător cu viteză, la fel ca și Dumitru, la fel ca și Rafael, dar mai au nevoie și ei de o perioadă de acomodare și sigur vor fi certitudini. Un rezultat de egalitate obținut de ocupanta locului 2, metalurgistul Cugir, cât contează pentru tine, cât urmărești acest aspect? V-am zis de la început că importante sunt punctele noastre și noi dacă mergem pe aceeași linie, prea puțin mă interesează adversarul. Chiar încă o dată subliniez, nu sunt lipsit de modestie, dar mă preocupă mai mult jocul echipei noastre. Felicitări, un nou succes al 15-lea din acest sezon, dar bănuiesc că pentru voi era foarte important să începeți cu dreptul 2022. Mulțumim foarte mult, a fost un joc destul de greu. Am întâlnit o echipă foarte, foarte bine organizată, au aglomerat foarte bine centrul terenului. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să-i desfacem, să marcăm două goluri și să luăm cele trei puncte. Cât de mult v-a incomodat și vă incomodează starea terenului? Că sunteți o echipă tehnică. Da, așa este, foarte mult. Important este că ne adaptăm foarte bine la condițiile de joc, la teren și suntem fericiți că facem lucrul acesta și că câștigăm. Cât de bine v-a prins pregătirea de iarnă, una aparte pentru Hunedoara în general, pentru că ați avut acel cantonament în Antalya. Știi prea bine că Max ne spunea de mult că de-abia așteaptă să treacă această pregătire pentru că sigur o să fiți mai bine. Foarte bine, am avut parte de niște condiții foarte bune, condiții de antrenament foarte bune, condiții de cazare și cred eu că o să se vadă în următoarele etape care urmează acest lucru. Aș mai avea o întrebare pe final. Cum reușiți să vă mai motivați? Dar nu știu dacă e neapărat fraza potrivită, având în vedere că mai sunt aceste etape din sezonul regular, urmează un play-off, toate gândurile sunt pentru meciurile de baraj. Așa este, toate gândurile se îndreaptă către meciurile de baraj. Pentru asta am fost aduși aici, la Hunedoara, pentru acele meciuri, pentru acele meciuri de baraj și sunt convins că o să ne îndeplinim obiectivul propus, promovarea în Liga 2. Aveți vreo preferință? Studiați și cealaltă serie sau vă concentrați doar pe ce aveți de făcut aici? Luăm meci cu meci, etapă cu etapă. Deocamdată suntem axați pe seria noastră, dar ne gândim și la,
la cealaltă serie. Mulțumesc frumos!